Astăzi, la centrul de la Liceul de Arte Margareta Sterian, s-a desfășurat examenul pentru definitivarea în învățământul preuniversitar. Cei 173 de candidați de la Buzău au avut de rezolvat în maxim 4 ore subiecte de specialitate din metodica predării, pedagogie și elemente de psihologie a educației. A fost un examen destul de ușor. Din punctul meu de vedere, am dat pedagogia învățământului preșcolar și gramatica limbii române și mi s-a părut foarte ușor. Vă așteptați la subiecte? Așa de ușoare nu, și accesibile. Cum a fost examenul? Accesibil. Accesibil? Ușurel, da. Colegii tăi au ieșit majoritatea cu capul în pământ. Ce crezi că putea să-i pună în dificultate? Poate subiectul 3, în ultima parte. În rest, nu e nimic din ce n-ar putea să știe o educatoare. Un centru organizat la Buzău, din cei 188 de candidați înscriși, sunt prezenți 173. Proba scrisă se desfășoară timp de 4 ore. Lucrările vor fi evaluate în centre de evaluare din țară. Să sperăm că candidații cu toții vor reuși să treacă de pragul mediei 8, care este destul de greu de atins. Cei care iau acest examen vor fi angajați în învățământ pe perioadă nedeterminată. Ca la orice examen, condițiile de securitate au fost drastice. Toate concursurile și examenele organizate la nivel național se desfășoară după aceleași proceduri privind securitatea. Este vorba de supraveghere audio și video în sările de concurs, profesori supraveghetori pentru fiecare sală, bagajele lăsate în sală de bagaje cu etichete, măsurile de securitate sunt aceleași și pentru ele și pentru profesori. Rezultatele vor fi afișate pe 14 iulie, iar a doua zi, pe 15 iulie, va începe concursul pentru titularizarea cadrelor didactice din învățământ. Până la data de 1 septembrie, Inspectoratul Școlar Județean va trebui să elibereze certificatele de acordare a definitivării în învățământ pentru toți cei care au obținut note de trecere.